Am transmis cele mai sincere condoleanțe în numele Guvernului României în aceste circumstanțe foarte dureroase familiilor victimelor și tuturor cetățenilor francezi. Am exprimat întreaga mea solidaritate. Au fost sporite măsurile de securitate la nivelul ambasadei și la nivelul consulatelor din întreaga țară. Pentru ce au fost sporite aceste măsuri concret? Suntem pe nivel de atenție fără a ridica acel nivel de alertă teroristă pe care îl cunoașteți. Toate structurile cu responsabilități în domeniu au în atenție acest lucru. Cunoașteți deja că s-a infirmat, din fericire, acel anunț care a fost făcut în raport cu un cetățean român. A fost un cetățean român grav rănit, a fost un singur cetățean român rănit foarte ușor, care a și fost externat în cursul dimineții. Pentru a confirma sau infirma ceea ce se știa în raport cu Andrei Mihai, Ministerul de Externe a luat legătura personal cu acesta și a confirmat că nu a fost la locul atentatului și că se găsește în deplină stare de sănătate. Dincolo de sprijinul moral, există și vreo modalitate concretă prin care România va sprijini Franța în aceste momente? Discutat cu domnul ambasador, Ministerul Sănătății din România deja și-a declarat disponibilitatea în măsura în care va fi necesar să putem sprijini cu paturi, cu transport, cu sânge sau cu orice altceva va fi nevoie. Se află în contact deja Ministrul Sănătății din România cu omologul său din Franța. Poate și cu forțe armate? Dacă este nevoie pentru transportul, eventualul transport al pacienților, avem aeronavele militare disponibile pentru transport. În acest moment doar atât. Persoana română rănită. Era o femeie care era în mașină cu copii. Ce ne puteți spune despre ea? Persoana română era într-adevăr de sex feminin. Repet, a fost rănită ușor și externată în cursul dimineții. Vreau să reiterez în numele Guvernului României și a Ministerului Afacerilor Externe condamnarea fermă a acestor acte teroriste lașe și impardonabile care au avut loc în Franța. Și de asemenea să exprim solidaritatea profundă a poporului român cu poporul francez în aceste momente extrem de tragice. După cum știți, am convocat astă noapte celula de criză a Ministerului Afacerilor Externe. Lucrăm împreună cu colegii noștri din Ambasada Franței și Ambasada României la Paris. Prin Ambasada României la Paris suntem în contact cu toate autoritățile franceze competente, de la cele medicale până la prefectură, poliție, spitalele pariziene, unde au fost aduși răniți în urma atentatului de azi noapte, și verificăm în continuare dacă se află cetățeni români printre victimele acestui atentat.
Care sunt ultimele Am dispus ambasadei României la Paris ca în semn de solidaritate cu poporul francez să coboare drapelul în Bernă pe perioada dolului național care a fost declarat în Franța și de asemenea continuăm eforturile noastre pentru a verifica în ce măsură sunt cetățeni români printre victimele acestui atentat. După cum cunoașteți, avem o veste pozitivă, nu s-a confirmat rănirea jurnalistului român de la France 24, ceea ce este foarte bine. De asemenea, o cetățeancă româncă care a fost rănită ușor în atentatele de aseară a fost externată în această dimineață și continuăm eforturile noastre împreună cu autoritățile franceze pentru a verifica dacă mai există și alți cetățeni români într-o situație dificilă în Franța. Suntem gata să acordăm asistență consulară dacă este nevoie. De asemenea, este important pentru toți cetățenii români care se află în Franța să respecte regimul stării de urgență care a fost declarată de către președintele Franței, care presupune o serie de restricții în ceea ce privește circulația, să respecte avertismentele pe care autoritățile franceze le dau în această perioadă. Fără îndoială că este un moment în care trebuie să reflectăm cu toții, atât la nivel național, în fiecare stat membru al Uniunii Europene, dar și la nivelul Uniunii Europene în ansamblul său, care sunt măsurile cele mai eficiente și instrumentele cele mai bune pentru a combate și a preveni eficient terorismul. Și reamintesc aici faptul că în februarie, după atentatele de la Charlie Hebdo, am propus spre reflecție crearea unei curți internaționale împotriva terorismului. Ar face față România acum unui atac? Sunt convins că împreună cu celelalte instituții din sistemul de securitate națională se iau toate măsurile, așa cum de altfel și primul ministru interimar a anunțat deja. Vă ce mulțumesc. Toate măsurile? Vă mulțumesc foarte mult. Cele știe românii care merg în Franța. Celula de criză lucrează permanent de astă noapte în identificarea eventualelor victime care sunt cetățeni români. Vă mulțumesc. Siguranța ar trebui să știe românii. Există anumite măsuri de siguranță pe care trebuie să-și le ia românii care trebuie să meargă în perioada următoare în Franța sau... Deci, încă o dată subliniez, regimul acestei stări de urgență care a fost declarat este un regim specific prevăzut de către legislația franceză, care prevede anumite restricții de circulație. De altfel, cetățenii francezi au fost sfătuiți să nu iasă din casă în această perioadă, trebuie evitate deplasările care nu sunt absolut esențiale în această perioadă și trebuie respectate toate avertismentele și toate indicațiile pe care autoritățile franceze le dau. În ceea ce privește intrarea în Franța, au fost reintroduse, după cum cunoașteți, controlele la frontierele franceze. Asta nu înseamnă că frontierele sunt închise complet, înseamnă doar că se fac controle mult mai stricte atunci când se intră pe teritoriul francez. De aceea noi am recomandat ca cetățenii români care călătoresc în Franța, în măsura posibilului, pe lângă actul de identitate, cartea de identitate pe care o folosesc în mod obișnuit pentru a circula în statele Uniunii Europene, să aibă încă o dată, pe cât posibil, și pașaportul turistic la ei. Vă mulțumesc. Ajutorul vreo anume privind domnul ambasador al Franței este alături de dumneavoastră și îl puteți întreba de asemenea. Știu că Ministerul Sănătății și-a manifestat deja disponibilitatea pentru a acorda ajutor în cazul în care este nevoie. Da. La camere. La camere, vă rugăm, domnule. La camere. La camere. Revin după. Păi, fete, mă, spate, mă, dați-mă mai spate. Why are we just...